Proiect inedit lansat de Liceul Tehnologic Ioan Bojor cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin. Prima ediție a unui concurs interdisciplinar la care au luat parte mai multe licee din oraș, județ, dar și din Bistrița și Harghita. În această săptămână, la noi la școală, se derulează un proiect finanțat de către Primăria Municipiului Reghin și de către Consiliul Local. Se numește Concurs Regional Interdisciplinar, care este axat pe 4 domenii ce corespund calificărilor noastre profesionale, ca de exemplu mecanic, avem secțiunea automobilul, dușman sau prieten, la agricultură, natură și protecția mediului, la servicii avem alimentație publică și turism, iar la industria alimentară gustos și sănătos. Acest concurs se adresează elevilor liceeni și de școală profesională. Am invitat în școală la acest concurs școlile din Reghin, din zona Reghin, din județul Mureș, din județele limitrofe, din Bistrița Năsăud, din Harghita. Competiția s-a desfășurat pe domeniile mecanică, turism, gastronomie și mediu. Elevii au fost evaluați de un juriu format din cadrele didactice răspunzătoare de fiecare domeniu. Este o inițiativă demnă de admirat. Noi lucrăm foarte bine cu colegii noștri de la acest liceu. Am venit aici cu două echipaje, la cele două secțiuni, natură și agricultură. Este un lucru bun și pentru elevi, pentru că socializează, își împărtășesc impresii legate de cele două școli și mulțumim pentru această oportunitate colegilor noștri. Le dorim succes în continuare și, într-adevăr, având în vedere că este un concurs care deocamdată s-a realizat la nivel județean, pe viitor le dorim să se organizeze la nivel regional. Sunt încântată că s-a organizat în școala noastră acest concurs regional. Noi participăm la domeniul natură și agricultură. Am avut două echipaje la cele două secțiuni. La secțiunea întâi au fost recunoașterea plantelor medicinale, care a constat în recunoașterea efectivă a plantelor, după care s-a trecut în sala de clasă și s-a descris aceste plante medicinale și apoi, în final, câteva indicații terapeutice au trebuit să prezinte elevii. Concursul a avut două secțiuni, una de abilități practice, recunoașterea plantelor medicinale, și aici ne-am pregătit din timp cu înființarea unui lot din 11 plante medicinale pe care le-am întreținut, le-am îngrijit, să aibă copiii ce să recunoască la acest concurs. Cum s-au descurcat elevii? Copiii s-au descurcat minunat, toți au fost bine pregătiți, au pregătit din timp, au avut de identificat 10 plante medicinale, după care să le descrie și să spună indicațiile terapeutice. Cel mai interesant și așteptat moment a fost concursul din cadrul profilului de gastronomie, în care elevele au pregătit un fel principal și un desert, care au fost apoi notate de juriul de specialitate. Echipajele s-au înscris, au trimis pe mail rețetele, modul de lucru, sensurile necesare și am hotărât să facem un concurs cu preparate din zona din care provin. Și le-am cumpărat materiile prime. Ele frumos au gospodării, s-au organizat singure în bucătărie și și-au făcut preparatele. Am început prin a prepara un blat de prăjitură din 8 ouă, 2 linguri de zahăr la fiecare ou. După l-am băgat la cuptor, am pus merele, am caramelizat merele, am pus și frișcă deasupra bătută și destul de bine. Pentru pe pat de legume la cuptor. Cât de greu a fost să-l prepari? Nu a fost nici ușor, dar nici greu. Am avut un pic de emoții, dar ne-a ieșit. Am avut ardei, roșii, am pus un pic de usturoi pentru a lăsa o aromă, castraveți. Peștele cât timp se ține, cât timp se face? De obicei 25 de minute, înfoliat, iar după 5 minute pentru a face crusta. Cea mai solicitantă probă a fost cea din cadrul domeniului mecanică, în care elevii au fost nevoiți să asambleze și dezasambleze o piesă într-un timp cât mai scurt. De asamblare și a dezmembrare a obiectelor. Și cum a fost? Destul de bine, mi-a plăcut mult. Ce scor ai obținut? Locul întâi. Și proba a fost pe ce domeniu? Pe mecanic. Proba de ștafetă, asamblare și desasamblare, piese. Și ce scor ai obținut? Locul 3. Cum a fost? Greu, ușor?
binișor. Cum a fost proba de ștafetă? Bine, ușoară. Colegii de pe margine te-au susținut? Da. Cum? I-a strigat la mine că pot și... Conducerea unității școlare dorește ca acest proiect să aibă continuitate și să atragă un număr și mai mare de licee din țară.